Este greu de crezut că Microsoft deține licența Battletoads de foarte multă vreme, acesta fiind foarte populară în anii 90 în special, dar abia acum a reușit să lanseze un joc bazat pe aceasta. Cândva, seria Battletoads era una dintre cele mai apreciate serii din portofoliul legendarului studio britanic Rare și, din păcate, Battletoads a fost cam lăsat în urmă, în ciuda faptului că există în continuare mulți fani nostalgici după vechile titluri de tip beat'em up. Chiar dacă am jucat multe dintre titlurile faimoase ale anilor 80 și 90, Battletoads a fost întotdeauna o serie care, dintr-un motiv sau altul, mi-a scăpat. Pur și simplu nu m-am întâlnit cu ea la vremea respectivă și, din acest motiv, nu am prea multă nostalgie pentru aceste jocuri precum am întâlnit la alții. Ceea ce poate fi un lucru bun, pentru că noul Battletoads este un soi de reboot al seriei, pentru o nouă generație de gameri, aparent. Astfel ar trebui să pot aprecia noul titlu pe baza meritelor lui, fără ochelarii de nostalgie pe care mulți îi pun atunci când primesc o înviere a unei serii mai vechi. Din păcate însă, ce am primit aici nu este nici ceea ce mă așteptam eu și nici ceva care este ușor de recomandat, fie că este vorba despre jucători noi sau despre fani mai vechi ai seriei. Doar pentru că nu am jucat jocurile la vremea lor, nu înseamnă că sunt străin seriei Battletoads. Am încercat titlurile mai vechi pe diverse emulatoare de-a lungul timpului și totuși n-am avut niciodată răbdarea să termin vreunul. Asta pentru că probabil că nici nu aveam cu cine să le joc în mod cooperativ, întrucât acestea au fost întotdeauna jocuri realizate special pentru a fi experimentate lângă unul sau chiar doi prieteni. Așa că la noul Battletoads am luat-o pe Irina, partenera mea, și am început să jucăm cu ceva entuziasm. Nu de alta, dar am jucat recent lansatul Streets of Rage 4 în aceeași formulă și acela ne-a plăcut foarte mult. În cazul Battletoads, jumătate de joc ne întrebam ce jucăm, de ce jucăm asta și dacă mai e mult din joc. Hai să vă explic de ce. Ei bine, dacă veniți la Battletoads cu ideea în minte că veți avea parte de o experiență de beat'em up clasic, arcade, puteți să vă opriți aici. Noul Battletoads, la fel ca și alte titluri mai vechi din serie, nu poate fi încadrat așa de ușor într-un gen. Este cumva adaptat bine la vremurile noastre, fiind mai degrabă un titlu genre fluid, să zic așa, pentru că din când în când se hotărăște că nu mai vrea să fie un beat'em up și trece la complet alte genuri de joc, majoritatea integrate cu forța între nivelurile standard. De altfel, unele nici măcar nu sunt obligatoriu jocuri sau nu pot fi încadrate în genuri clasice, ci oferă, să zicem, niște experiențe și dacă credeți că asta ar putea adăuga ceva originalitate în joc, aflați că nu e tocmai așa. Totuși, hai să o luăm de la început. Am jucat întregul Battletoads în mod cooperativ în 2 jucători. Poți juca și în 3 dacă ai un al treilea controller și dacă ai 2 persoane disponibile care să fie fizic cu tine în aceeași încăpere. Asta pentru că multiplayerul cooperativ este disponibil doar offline, nu și online. Dar poate că asta e mai bine, pentru că uneori este necesară atât de multă precizie sincronizată, întrucât lagul conexiunii ar fi făcut anumite secvențe de joc aproape imposibile. Din fericire, nu va trebui să-i ții pe cei doi prieteni ocupați foarte mult timp, pentru că jocul, pe dificultatea medie, adică normal sau Toad, cum îi zice în noul Battletoads, durează cam 5 ore. Asta cu tot cu momente în care repeți anumite secvențe de 10 de ori, pentru că o să vedeți. Ciudat este că primele câteva niveluri rămân destul de fidele formulei clasice Battletoads, adică sunt un fel de beat'em up clasic cu perspectivă de side-scroller unde te poți mișca puțin și pe verticală. Fiind un joc Battletoads unde seria este cunoscută pentru dificultate, nu m-am mirat că inamicii lovesc destul de puternic și că poți muri destul de repede. Ba chiar dintr-un anumit punct de vedere m-am bucurat că am parte de o experiență de joc care să mă și provoace puțin. Chiar și faptul că poți să-ți invii cu echipierul și că cea de-a treia broască, care rămâne neselectată, poate fi chemată în luptă oricând de către oricare dintre cei doi jucători, mi s-au părut idei bune. Dar aceste idei sunt însă învinse de faptul că jocul pur și simplu nu este distractiv de jucat. Există câteva categorii de inamici, fiecare cu particularitățile lor, care pot apărea în diverse niveluri cu diferite design-uri. Totuși, în practică, chiar dacă arată diferit, tactica și modul lor de abordare este similar. Problema apare atunci când ajungi într-o confruntare nouă, într-un nivel complet nou și dai peste vreo 2 sau 3 valuri de inamici pe care încă nu îi recunoști și trebuie să îi înveți imediat pentru că ecranul se aglomerează repede și totul este foarte viu colorat și personajele devin foarte greu de distins în acțiune odată ce începe haosul, iar asta rezultă de multe ori în moartea personajelor fără să-ți dai seama de fapt ce s-a întâmplat. Eu văd asta ca pe o problemă de design, unde producătorii nu se obosesc să-ți explice foarte bine ce face fiecare inamic în parte și te lasă pe tine să descoperi, murind în repetate rânduri. Poți argumenta că repetiția e mama învățăturii, dar acest design învechit are rădăcini în arcade-uri, unde fiecare moarte putea însemna încă o monedă în aparat. Acum însă, dragă developerule, deja ți-am dat banii pe joc sau
pe abonament și nu mai ai nevoie să mă omor din 5 în 5 minute în modul nu tocmai fair, pentru că nu mai primești nimic în plus. Ba chiar poate fac refund și nu mai primești nimic, dar nici asta nu e tocmai o problemă principală a jocului. La luptele grele te adaptezi în timp și ajungi la un moment dat să intri într-un flow cu partenerul de joacă, încât începi să strigi doar, vezi în stânga, dă-mi un revive sus, vino să mă ajut și așa mai departe. Chestia asta se rezolvă. Problema apare când intră în discuție restul jocului. Probabil unul dintre cele mai frustrante niveluri din originalul Battletoads era o cursă pe motociclete în care obstacolele veneau din dreapta la o viteză atât de mare încât unii spuneau că e imposibil să termin jocul pentru că acel nivel nu poate fi dus la capăt. Ceva similar apare și aici, doar că dintr-o altă perspectivă și în orice caz mult mai ușor. În noul Battletoads, văzând obstacolele că vin din față, poți adapta direcția mai repede să te ferești de ele, dar chiar e nevoie să fac asta timp de un sfert de oră non-stop. Plus că multe secțiuni ale acestor nivele nu ar putea fi făcute niciodată din prima, fără să le joci de câteva ori pentru a putea preveni anumite obstacole. Iar aceste niveluri sunt cel mai puțin enervante din tot jocul. Apar pe parcurs jocuri de tipul Rock, Paper, Scissors, complet inutile, câteva secvențe de shoot-em-up cu navete, cu niveluri cu design groaznic pentru acest gen și totodată prost gândite. De exemplu, nu fiecare jucător are o navetă proprie, pentru că ar fi fost prea simplu și ar fi riscant să fie probabil distractiv, dar nu, în Battletoads fiecare jucător în parte controlează o parte a navei. Unul navighează și ceilalți doi trag cu armele. Din fericire, în doi jucători, cel de-al doilea trage cu toate armele simultan, măcar atât. Dar din nou, aceste niveluri sunt prea lungi, slab proiectate, pline de momente frustrante, puse special acolo. Battletoads nu e genul de joc care te încurajează să devii mai bun jucând, ci este genul de joc care încearcă să-ți demonstreze că oricât de bine ai jucat și oricât de mult insiști să-l duci la bun sfârșit, producătorii au mereu mânecă câte ceva prin care să-ți demonstreze că te obosești degeaba. Și putem merge mai departe. Ați auzit de jocul Keep Talking and Nobody Explodes? Jocul în care trebuie să dezamorsezi o bombă în funcție de instrucțiunile altor persoane care nu văd bomba? Există un soi de nivel de genul ăsta de 15 minute în care fiecare jucător poate controla anumite panouri, iar acestea trebuie abordate într-o anumită ordine, iar fiecare dintre ele reprezintă un nou tip de puzzle. Evident, descoperi pe loc cum se controlează și rezolvă puzzle-ul, având la dispoziție doar câteva secunde pentru fiecare în parte. Succes să nu repeți asta de 10 ori pentru fiecare secțiune. Dar hei, am auzit că vă plac platformerele. Nu e așa că vreți să jucați mai multe niveluri de platforming slab construite cu personaje care nu sunt Battletoads? Efectiv, o treime din joc nu joci cu personajele din titlu, iar aceste niveluri par a fi de umplutură fără un scop anume, adică întregul act 3 din 4 total, care durează cam o treime din joc, există doar pentru a umple, zic eu, inutil timpul. Există și câteva secvențe care par a fi doar niște secvențe cinematice interactive și câteva boss fight-uri destul de slabe în design. Și cam asta e tot jocul. Dar mie mi se pare cel mai grav faptul că jocul pare să fie gândit mai degrabă pentru single player. Da, ați auzit bine. Chiar dacă la nivelul de dificultate totul este în mare parte identic fie că joci într-un jucător sau doi, faptul că sunt mai mulți jucători pe ecran face jocul semnificativ mai complicat. De exemplu, există un nivel în care tot ce trebuie să faci este să sari și să apeși butonul corect suprafeței pe care aterizezi. Dacă joci singur, apeși butonul și totul e ok. Dacă joci în co-op, toți jucătorii vor trebui să apese simultan pentru a merge la viteză maximă. Să nu mai amintesc de ultima confruntare cu bossul final, unde în co-op mi s-a părut aproape imposibilă, iar într-un singur jucător am făcut-o din prima încercare. Motivul? Dacă unul dintre jucători moare, pierzi practic o viață, pentru că în single player poți schimba instant între cele trei broaște, fiecare având bara sa de viață separată. Așa, când joci singur ai 3 vieți la dispoziție, dar când joci în 2 jucători ai doar 2 vieți. Iar dacă ai juca în 3, ai avea doar o singură viață pentru fiecare în parte. Dar totuși există și părți bune în Battletoads? Aș zice că da, există câteva. De exemplu, secvențele cinematice. Structura poveștii este similară cu cea a unui serial de animație de pe Cartoon Network, atât în modul în care este scris, cât și în modul în care este desenat și interpretat. Și dacă la început dialogurile și povestea mi s-au părut foarte cringe, pe parcurs a început să mă convingă și chiar am râs la anumite replici și secvențe. Poate că are prea mult self-awareness și sparge the fourth wall de prea multe ori pentru placul meu, dar măcar aceste secvențe au fost îndeajuns să mă convingă să duc jocul la bun sfârșit. Și grafica jocului este în general plăcută, folosind același stil din secvențele cinematice. Animațiile sunt bine realizate, dar, cum ziceam anterior, ecranul se aglomerează repede și acțiunea poate deveni greu de urmărit. Totuși, nu prea înțeleg pentru cine este făcut acest titlu. Pentru copiii care nu au auzit de Battletoads, sigur nu e, având referințe la jocurile anterioare, iar anumite glume tind să fie mai degrabă pentru adulți.
Pentru fanii Battletoads mai vechi nu pare să fie, pentru că grafica și stilul de joc s-au schimbat foarte mult. Ba chiar o parte din acea atitudine agresivă de anii 90 a scăzut, iar inclusiv designul personajelor este acum mai degrabă de desene animate. Iată diferența între cum arăta Dark Queen, antagonista din jocurile vechi, față de cum arată acum în noul Battletoads, unde nici măcar nu mai este antagonistă, ci se aliază la un moment dat cu broaștele. Dar la final nici nu mă pot plânge prea tare. Asta pentru că nu am plătit nimic în plus pentru joc. Battletoads este disponibil pe serviciul pe bază de abonament Xbox Game Pass de la Microsoft. Eu l-am jucat pe PC, dar poate fi jucat de asemenea și pe Xbox One. La fel ca în cazul Netflix, unde plătești pentru anumite filme și seriale, și în cazul Game Pass plătești pentru Gears, Halo, Flight Simulator și multe altele, și din când în când mai primești și cât un Battletoads. Având acces la el pe baza unui abonament, parcă merită măcar încercat, dacă l-ai deja. Măcar pentru acele cinematice amuzante. Dacă totuși alegeți să-l jucați, recomand să o faceți pe dificultatea cea mai scăzută pentru a nu investi prea mult timp în repetarea anumitor secvențe frustrante. La prețul întreg de 20 de euro însă nu l-aș recomanda. Și având în vedere cât de multe jocuri apar în această perioadă și faptul că toată lumea are un backlog de jocuri imens, sunt sigur că veți găsi ceva mai bun de jucat în acele 5 ore cât v-ar lua să parcurgeți noul Battletoads. Oh God, I love you so much.